pentru cititorii Jurnal de Dâmbovița un mesaj. Da, în 3 minute. Ziarul care a fost pe baricade. Ziarul care a fost pe baricade, să-l citiți în continuare pentru că este singurul ziar care spune adevărul. Echipei de la Jurnal de Dâmbovița le spun că îi susțin în toate demersurile lor și să reziste și să spună tot timpul adevărul, așa cum a făcut-o până acum și să ajute pe oameni cu tot ceea ce pot să facă. Mulțumim cu drag.